Eu v-am găsit, iubitoare de sănătate, alături de profesorul Ion Oltean din Cluj, despre sănătatea livrezilor noastre, despre sănătatea legumelor noastre, va fi însă despre sănătatea noastră, oameni buni, această întâlnire, fiindcă ceea ce mâncăm este indicatorul de sănătatea noastră. Profesor și de fitoterapie al Universității din Cluj, Facultatea de Agronomie. Bine ați venit, domnule profesor Ion Oltean. Spuneți-ne remedii miraculoase pentru mine, dar dumneavoastră spuneți că sunt foarte, cum să zic, foarte simple și foarte clare pentru cineva care știe bine. Noi cei care venim în contact cu ele pentru prima dată și care ne dăm seama că putem scăpa de multe boli și de multe suferințe dacă avem ceva studiu. Vă rog, aș fi vrut să aveți mult mai multe ca să ne spuneți cum puteți combate natural dăunători.
altre discipline collaterali, la fitopatologia, la erbologia, internazionali, ce spunem aici,
casa față de specie, de specie. Nu? Este ceva.
Grazie.
parenteze, pentru că de obicei este extracțiul lumei, sectorul este cam de 1-1, cum a spus o femeie. Așa este, este acest echilibru. Atunci, toți masculii pe care noi i-am captat, pe mine rămâne fecundate. Să ne gândim. Avem pentru foarte multe înoptuite. Mas
și păi latura calitativă, umană,
deci acolo. Și din producția noastră națională, producția ecologică, cea mai mare parte acolo se distribuie. Popular zona de
este destul de mare sau sunt de foarte mult vedem cireșele și vișine atunci cea versime dată pe cea ori legat că li se vede sunt vreune ce că sunt de pus
tulpina foarte curată,
am acolo 10 de la adverb de care s-au retras pentru un pupat și le distrug. Pentru generația hibernată, că e generația în aceste staduri, nu trebuie să mă ocupați dumneavoastră să mai luați cartonul, pentru că în timpul iernii vin pasările insectivore care știu că acolo au de mâncare. Să vedeți tuturor
una ne vezi rămâne în minte și în suflet și vrem să ne prospătați această memorie, aducându-ne mereu informații și noutăți pe care le aveți, pe calea undelor, pe calea e-mail-urilor, prin întâlnirile directe. Vă mulțumim. Să transmiteți tuturor clujenilor acolo unde vă duceți că noi vă apreciem, apreciem Clujul, apreciem inițiativa.